O agenție de PR, o agenție care face, organizează evenimente în toată țara, poate fi ea interesată și de corabia? Plusul este da, dar sunt câteva lucruri care trebuie nuanțate. În primul rând, cum discutam și cu autoritățile în zilele trecute, există un potențial pentru oamenii care, de exemplu, iubesc mersul cu bicicletă. Pentru că astfel de trasee presupun drumul mai puțin populat, mai puțin circulat de către autoturisme. Chiar off-road. Exact, chiar off-road. Sunt acele trasee până Viță de Vie și alte zone. Deci s-ar putea face un astfel de eveniment în zona, să vii cu bicicliști din capitală sau din inclusiv un eveniment internațional. Problema e că poate acei bicicliști vor să experimenteze și mersul să meargă pe Dunăre, de exemplu. Și aici apar câteva discuții. Am înțeles că șinalul încă nu este realizat, deși portul există. Poate au nevoie să bucure de anumite preparate, adică să fie un spațiu amenajat pentru food truck-uri, de exemplu, pentru că un restaurant are anumite capacitate limitată. Să ai o singură zonă de ca să poți să te cazezi, e puțin cam puțin pentru dacă vrei să faci un eveniment de anvergură. Adică, până la urmă, lucruri se pot realiza aici, dar încă te luați în pași mărunți. Pentru că idei sunt, pot fi construite într-un eveniment foarte frumos de anvergură de acest gen, dar e foarte complicat să vezi exact cât poate să ducă în prezent capacitatea care există în zonă. Corabia, cu siguranță, este o locație care are potențial. Din punct de vedere al Ministerului, cu ce puteți să-i ajutați pentru a dezvolta această destinație turistică și, de ce nu, o părere personală? Cum vi se pare corabia? O să încep direct cu părerea personală. Nu este prima oară când vin în corabia. M-am reîntors cu plăcere. Am chiar prieteni care locuiesc pe aici și întotdeauna mi-a plăcut zona și m-am bucurat foarte tare când am auzit de această inițiativă. Am venit cu plăcere la această conferință, care este una foarte interesantă, dezbate subiecte fierbinți și mă bucură faptul că la oaltă autorități publice centrale, locale, tur operatori, actori din industria turismului încearcă să găsească soluții, pentru că doar împreună reușim să găsim soluții, nu putem fiecare individual. Cu ce îi poate ajuta Ministerul pentru a se dezvolta, pentru a dezvolta această destinație ca fiind una turistică? Așa cum știți, la nivelul Ministerului există inițiative legislative pentru înființarea OMD-urilor, organizațiilor de management al destinației. Astăzi, când vorbim, chiar această inițiativă, ordonanța de guvern numărul 15 din august 2017, cea care reglementează înființarea OMD-urilor, se află în Camera Deputaților, Camera Decizională în acest sens, deci foarte curând vom avea reglementată și legislativ înființarea OMD-urilor și, evident, pe lângă legislație, îi ajutăm de fiecare dată prin parteneriate încheiate, nu numai pe cei din Corabia, dar și alte autorități locale care se adresează către noi. Îi ajutăm prin parteneriate separate, încheiate cu fiecare dintre ei, în funcție de forma de turism pe care vor să o dezvolte, găsim tot felul de strategii de promovare. Personal, ce v-ar plăcea să vedeți sau să faceți în această zonă? Mie îmi place foarte mult Dunărea, așa cum am zis și în cuvântul meu introductiv, o promovez de fiecare dată cu mare drag, evident Delta Dunării, care este perla noastră și pe care ar trebui să o promovăm mai mult și cu care ne mândrim, pentru că este unică în Europa. Încerc de foarte multe ori, de câte ori am ocazia să găsesc câteva ore, o zi, două de relaxare, fug în zona Dunării, în Delta Dunării și îmi încarc bateriile cu energia pozitivă de acolo. Sunt optimist și cred că lucrurile vor evolua în sens pozitiv și vom reuși împreună cu tur operatorii, împreună cu oameni specializați în promovarea obiectivelor turistice din județul, să creăm anumite circuite turistice și astfel județul să intre pe harta turiștilor din România și din străinătate. De la intrarea în România până la intrarea în Delta Dunării, unde sunt marine amenajate, toată Dunărea nu prevede să aibă o marină pentru cele de mici dimensiuni. Este prima marină. Întreg parcursul, o investiție realizată pe fonduri europene care s-ar putea, dacă este promovată și lumea va afla de ea, să ne aducă și turiști
bărci proprii care trec mai departe. Corabia cu siguranță are nevoie de promovare, iar această zonă, în această zonă problema ar fi infrastructura, pe de o parte din ce am observat, iar pe de altă parte vorbim despre partea legată de șanalul navigabil, care împiedică aceste nave de croazieră să ajungă la dumneavoastră. Cum sperați să deblocați toate aceste lucruri, pentru că orașul să beneficieze de mai mulți turiști, atât externi cât și interni? Pe partea de șanal, cred că problema este aproape rezolvată, este în derulare. Suntem parteneri cu AFDJ Galați într-un proiect cu finanțare europeană. Proiectul se află la jumătatea lui ca derulare. A fost făcută licitația pentru execuția unui sistem de dragaj de mare capacitate și ultraperformant. Câștigătorul acestei licitații este șantierul, mă bucur că este o firmă din România, este șantierul naval de la Giurgiu și în luna martie anul viitor acest sistem de dragaj va fi operabil și cu prioritate. În maxim 10 luni va debloca șenalul și accesul în portul Corabia, tot pe banii europeni. Iar pe plan intern, ca infrastructură, drumuri și așa mai departe? Pe banii interni, noi, ca autoritate locală, am încercat să reabilităm străzile. Sunt tare dezamăgit că în toate ghidurile care au fost publicate nu există un ghid pentru orașe, să poți să asfaltezi un metru pătrat. Ne punem speranța în ordonanța, programul PNDL 2, că după ce va rezolva problemele cu școli, grădinițe, apă și canal, ne va da și nouă o șansă orașelor să ne asfaltăm cealaltă parte din drumuri care trebuie reabilitată după ce vom reface infrastructura de apă și canal. Aș vrea să le faceți o invitație turiștilor din România, citorilor GoNext, de ce nu, să vină la Corabia. Ce ar putea să vadă, să facă, ce ar putea să intereseze în această zonă? Cred că deocamdată segmentul este destul de limitat, pentru că în afară de monumentele istorice, suntem un oraș care poate să ofere ca și pe litoral un fel de turism sezonier. Plaja, care are perioadă de funcționare de câteva luni, restul, celelalte obiective pot fi vizitate tot timpul anului. Vreau să vă spun că ideea a fost să facem acest port turistic pentru dezvoltarea turistică a orașului Corabia, deoarece dorim să promovăm orașul Corabia pe toate blogurile și în toate agențiile de turism. Am realizat acel port turistic pentru a primi vasele de croazieră, vasele de turiști care doresc să vină în orașul Corabia, pentru că au ce vizita în orașul Corabia. Odată cu acest port s-a reabilitat și cetatea Suceava, pe care o veți vizita în curând, și dorim să le facem un circuit turistic acestor cetățeni care vin să viziteze orașul nostru, să acosteze în portul turistic, să viziteze orașul, să viziteze Casa de Cultură reabilitată, să viziteze cetatea Suceava și apoi să facă o plimbare pe Dunăre și se pot duce pe partea cealaltă, în Bulgaria, unde există o cetate similară cu cetatea Suceava, care se numește Ulpia Escus. În acest mod, turiștii care vin pot petrece clipe de neuitat în orașul nostru. Portul turistic Corabia a fost realizat în parteneriat cu Consiliul Județean Olt, care ne-a sprijinit foarte mult, și sperăm că dezvoltarea zonei de sud a județului Olt să ia amploare începând de acum. Până prezent, după cum vedeți, avem aproximativ 45 de locuri de acostare a șalupelor și a vaselor mici de turism. În mod normal, câte nave trec pe Dunăre? Trec multe nave pe Dunăre, dar din păcate șenalul navigabil nu mai este prin dreptul orașului nostru, este pe partea bulgărească, datorită nedragării Dunării din anul 1990. De atunci nu s-a mai dragat Dunărea, din păcate, și acum avem aceste probleme cu acostarea navelor, dar sperăm că în viitorul apropiat navele să acosteze și așteptăm cât mai mulți turiști în zona noastră. Un astfel de eveniment aduce Corabia în prim plan pentru probabil prima dată după foarte mult timp. De ce ați avut încredere să realizați un astfel de eveniment aici și cum credeți că se poate dezvolta Corabia mai departe? Ne-am dorit, văzând aceste peisaje minunate, văzând locurile cu o istorie profundă,
am vrut să transmitem celor de acasă și turiștilor, care pot deveni de altfel turiști, să vină să viziteze orașul Corabia și județul Olt. Cum se poate dezvolta o astfel de destinație mai departe? Ce, eu știu, ce le lipsește, ce provocări au și cum credeți că se pot dezvolta ei? În primul rând, promovarea online este foarte importantă. De aceea am și ținut cont să aducem la această conferință timp de 2 zile toți actorii principali din piața turismului, atât asociații de turism, cât și asociații de presă de turism, blogări, vloggeri și cu suportul autorităților locale, Primăria Corabia și Consiliul Județean Olt, am putut să-i punem pe acești oameni față în față să găsească o strategie mult mai bună de promovare, prin care totodată le și mulțumim pentru suportul acordat.